Dragi cetățenii comunici curțeni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vreau să vă spun câteva cuvinte. Anul acesta a fost un an greu pentru toți, din punct de vedere al pandemiei, al izolării, al întâlnirilor și restricțiilor dintre cetățenii din țară și din comună. Și am trecut cu bine, să spunem, pe moment de această situație. Noi împreună am înțeles că trebuie să respectăm regulile impuse de guvern și am avut și un an electoral prin care am câștigat al doilea mandat și pentru aceasta vreau să vă mulțumesc tuturor și celor care m-ați votat și celor care nu m-ați votat. Vreau să vă urez să aveți sărbători frumoase, liniștite, alături de familie, chiar dacă nu putem să ne întâlnim, să avem datinile cu care am fost obișnuiți în anii anteriori. Până la urmă, bucuria nașterii lui Iisus Hristos este în sufletul nostru și cel mai frumos este a sărbători acest eveniment împreună cu familia și cu cei dragi. Eu vă doresc să aveți un Crăciun fericit, un an nou mai bun și împreună cu toții să încercăm să respectăm tot ce ni se dispune de la nivel de guvern și din punct de vedere medical pentru a ieși cu bine din acest moment critic al țării, al nostru, ca să ne putem bucura la anul împreună, să avem o viață liniștită, să ne protejăm bătrânii și cei mai expuși și să avem un spor în casă, un trai mai bun. Și în încheiere vreau să vă spun la mulți ani și Crăciun fericit!